Bună ziua tuturor! Astăzi o să vă prezint pe scurt un brand neștiut, cumva uitat pe nedrept. Un brand de cosmetice care a fost aproape la fel de tare ca Gerovital, doar că și are o bârșie într-un loc mult mai puțin perceput ca fiind leagănul sănătății, și anume județul Buzău. Este vorba de Pelamar și Pelox. Pelamar fiind brandul principal, Pelox fiind brandul secundar. Niște produse bazate pe nămolul de la lacul Amara, nămol sapropelic, denumirea vine de la peloide, peloide ar fi denumirea științifică a mălului, a celor componente din măl care sunt foarte bune pentru sănătate. A fost un tip, Ionescu Călinești, care a descoperit în 72 modul în care poate sintetiza mălul ca produs cosmetic și a făcut-o. Un tip extrem de tare, tipul ăsta, Ștefan Ionescu Călinești. Vreau să spun că în 2 ani lua premii la concursuri internaționale de cosmetice sănătoase, ca să zic așa, deci în 74 până prin 80 și-a brevetat vreo 20 de produse în vreo 30 de țări și se bătea de la egal la egal pe unele piețe cu Gerovital. Și îi mergea foarte bine. Gerovital era produs, așa cum se vede, întreprinderea de produse cosmetice Miraj, o întreprindere pe care a închis-o, paradit-o și închis-o, ca să folosesc niște termeni moderni, PSD-ista Rovana Plumb. După Revoluție a făcut ea o moșmandă acolo, de s-a dus dracului, una dintre cele mai mari firme de cosmetice din țara asta. Și noroc că Ionescu Călinești a avut brevete pe toate aceste produse, nu s-a lăsat călărit și exploatat de jegurile astea care au devastat România. Și compania a continuat, mă rog, compania, brandul Pelamar a continuat să existe, Pelamar și Pelox. Și brandul există și azi, le găsiți pe net. Sunt niște produse extrem de bune, pentru că nămolul sapropelic, nămolul de lac, care conține microorganisme vechi de sute, mii, zeci de mii de ani, are proprietăți fabuloase în mai multe boli. Dureri articulare, în principal, dar și boli ale pielii, inclusiv psoriazisul. Cred că n-ar fi rău să vă gândiți, dacă folosiți produse cosmetice, să folosiți produse de tipul ăsta. Uite, medalia de aur în Bratislava 74. Era foarte greu. Bratislava era atunci pentru cosmetice, ce este acum Cannes pentru filme. Astea sunt și alte reclame din același film. Pelamar și Pelox. Precum vedeți, se și exportau prin Chimimport-Export. Uite și aici câteva variante de produs, soluții injectabile. Ulterior au apărut mai multe produse bazate pe nămoluri, inclusiv pe cele de la Techiriol. Dacă nu mă înșel, Pelox-ul este făcut din ala de la Techiriol, iar Pelamarul din nămolurile de la Amara, județul Buzău. Asta este colecția de reclame dedicată pe Pelamar în Muzeul Brandurilor. Va fi și ea digitalizată când găsim o companie suficient de mare cât să pornim sala cosmeticelor așa cum se cuvine. Ce să vă mai zic? E unul din puținele branduri care încă mai există. Tocmai am împlinit 50 de ani. Este încă foarte bun și are un raport bun calitate-preț. Eu știu pe cineva care își cumpără produsele astea. Și vă recomand să, când decideți să schimbați gama de produse cosmetice, să le luați și pe astea în calcul, pentru că, teoretic, fiind făcute aici, din produse locale, în primul rând veți îmbogăți pe cineva din țara asta, lucru care e foarte bun. Eu o spun tuturor, dacă ne îmbogățim vecinii, vom sta pe o stradă mai bună, mai curată, mai liniștită. Doi, în asta aveți garanția că sunt niște produse naturale cu efecte pe bune, nu ca în cremele străine în care ești prizonierul etichetei și al marketingului fără să știi exact ce conțin. Asta a fost tot pentru azi, să ne vedem și
Cu bine data viitoare. Vă las cu imaginea asta de la Hotelul Park din București, care era centru acreditat de... se făceau tratamente doar cu produse pe la mar. Și revenim cu alte branduri bune.